Bun găsit tuturor! Ne întâlnim la o nouă ediție a Dezbaterilor Istoria, aici pe Facebook Adevărul, Facebook Historia, site-ul Adevărul și Historia. Discutăm despre momente care au schimbat istoria recentă a României în condiții extrem de dramatice, în cele mai dificile momente ale istoriei României din secolul trecut. Mă refer ce s-a întâmplat în 1940, evenimente dramatice care au dus la schimbări politice majore cu consecințe dintre cele mai importante. Pentru că în vara lui 1940, România Mare se prăbușea, pierderile teritoriale, Basarabia și Bucovina de Nord, Ținutul Herței, cedate fără niciun fel de rezistență URSS, de asemenea, în 30 august 1940, Ardealul de Nord este cedat Ungariei în urma arbitrajului de la Viena. Urmau discuțiile legate de cadrilateri cu Bulgaria, care și ele se vor soluționa prin transferul acestor teritorii. Carol al II-lea era conducătorul României atunci și îl va aduce pe generalul Antonescu ca soluție pentru a salva tronul serios amenințat în urma acestor prăbușiri ale statului român. Generalul Antonescu îl forțează însă pe Carol al II-lea să plece din țară, să renunțe la putere. Discutăm despre acest transfer de putere între doi dictatori, pentru că regele Carol al II-lea inițiase și pusese în aplicare preluarea totală a puterii în 1938. Iată, la mai puțin de la 2 ani de la preluarea puterii, era izgonit de un alt dictator, de-a data sa, un general, care instaurează o conducere militară în România. Discutăm cu invitații noștri de astăzi, Manuel Stănescu, istoric. Ați venit la Istoria. De asemenea, Dorin Stănescu, bine ați venit la Istoria. Sunt ambii colaboratori ai revistei noastre și, de asemenea, autori în cadrul numărului care va ieși acum, pe 15 septembrie, un număr Istoria dedicat acestei preluări de putere, acestui transfer de putere cu consecințe extraordinare pentru țară, pentru că știm, sub conducerea generalului Antonescu, România intră în al doilea război mondial, alăturându-se invaziei Germaniei naziste împotriva URSS, cu consecințele pe care le știm și despre care vom discuta, bineînțeles, pentru că reprezintă momente cruciale ale secolului trecut. Să vorbim despre acest personaj, despre care s-a discutat foarte mult, de fapt, și se va mai discuta, bineînțeles, pentru că au marcat istoria României aceste personaje. Cine era generalul Antonescu și cum s-a gândit Carol al II-lea să le aleagă pe generalul Antonescu drept conducător al guvernului României în momentele în care țara trecea printr-o criză profundă după pierderile teritoriale. Încep cu Manuel Stănescu. Din punct de vedere militar, era vreo tradiție în România ca generalii să fie implicați în politică? Să spunem că armata la nivel înalt general care făcuseră politică, poate nu chiar la nivelul unui prim-ministru. Cred că totul a ținut de context. A spune Carol al II-lea n-a fost foarte încântat să-i ofere puterea generalului Antonescu. De fapt, exprimarea a fost puteri de pline. Antonescu era un personaj cunoscut încă din primul război mondial. Fusese un militar cu certe calități. Să nu uităm că el fusese, de fapt, cel care îl secundase pe generalul Prezan în primul război mondial, concepuse inclusiv operațiunea din Basarabia din 1918-19, inclusiv cea din Ungaria, apoi a avut funcții destul de importante. La mijlocul anilor 30 a ocupat chiar funcții ministeriale, ministrul de război, șef al Marelui Stat Major, deci era un personaj cunoscut.
Antonescu ia decizia de a-i trimite în iulie 1940, imediat după ce pierduse în Basarabia, o scrisoare foarte dură lui Carol al II-lea, în care îi spune că e foarte clar că regimul său s-a terminat și că ar face bine să-i dea lui puterea. Reacția lui Carol al II-lea e cumva tipică pentru el. Generalul Antonescu este arestat și trimis la mănăstirea Bistrița. Trebuie spus că germanii au intervenit prin reprezentantul lor, Fabricius, ambasadorul german la București, care a atras atenția lui Carol al II-lea că dacă generalul Antonescu va avea soarta lui Corneliu Zelea Codreanu, lucrurile se vor înrăutăți drastic atât pentru monarh cât și pentru România. În consecință, Antonescu a fost doar arestat și ținut cumva în izolare. E foarte clar că Antonescu a avut sprijinul Germaniei, puterea care evident decidea pe continent în acel timp. Acum, numai o clipă și vă întreb pe amândoi, Manuel, bineînțeles, că ți-am întrerupt ideea. Cum ajunge Germania să-l cunoască pe mareșal, pe viitorul mareșal, pe general și să-și pună încrederea în el? Evident, Hitler nu avea încredere în Carol al II-lea, nu, deși se văzuseră în 38, ținând cont de parcursul generalului care, pe lângă funcțiile pe care le-ați enumerat, a fost și atașat militar la Londra. Deci ar fi putut să fie mai apropiat alianțelor tradiționale ale României, Anglia și Franța decât de germani. Ei, așa cum precizam, în primul rând, prin reprezentanții Germaniei la București, fie că vorbim de ambasador, fie că vorbim de reprezentanții ai Wehrmachtului, ai armatei, Antonescu și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu Berlinul. Era foarte clar că Antonescu va fi un personaj cheie în a controla atât România cât mai ales armata română. Știm foarte bine că încă din iulie 1940 Hitler gândea proiectul de atac împotriva Uniunii Sovietice. Deci el vedea România ca un potențial aliat și îl interesa în primul rând capacitatea ei și militară, dar mai ales resursele pe care le avea. Și pentru asta avea nevoie de un om de mână forte și cumva generalul Antonescu și prin prisma faptului că era un militar cunoscut, care avusese, așa cum am precizat, funcții importante, avea această alură de om care poate ține lucrurile sub control într-un moment dramatic. Trebuie să ne gândim că mișcarea legionară, care și ea se bucura de cumva de încredere la Berlin, nu avea un lider care să iasă cumva în evidență sau pe care germanii să-l cunoască foarte bine. Codreanu murise asasinat, Horia Sima era un personaj prea puțin cunoscut atât în țară cât și la Berlin. Deci cumva generalul Antonescu în vara lui 1940 a venit ca o unică soluție pentru Germania. Pentru că trebuie spus foarte clar că Berlinul a fost cel care a insistat și care l-a adus cumva pe Antonescu aproape de putere. Eu aș interveni cu o mențiune. Există cumva o similitudine între ce se întâmpla în România anului 1918, mai precis în primăvara anului 1918, când o figură militară de prim rang, și aici l-am numit pe Alexandru Averescu, vine cu ideea aceea a răspunderilor. Ei, cumva în vara lui 1940 suntem în aceeași situație în care un general care se bucură de un prestigiu aparte în rândul armatei vine și ia poziție față de ceea ce se întâmpla în țară. Așa, generalul Antonescu s-a proiectat foarte, foarte bine în postura în care fusese cândva, cu numai două decenii în urmă, generalul Averescu, și anume în postura salvatorului. Iată că avem din nou, România aveau nevoie de un nou mit al salvatorului. Acest salvator este Ion Antonescu, și dacă discutăm de relația dintre el și Germania, așa cum s-a spus mai devreme, clar, Hitler nu-l plăcea pe Carol al II-lea,
În același timp, Fabricius îl cunoaște pe Ion Antonescu intrând cumva într-o mijlocire făcută de Valer Pop, cel care se duce și dă mesajul reprezentantului Germaniei la București că generalul Antonescu va fi cel care va respecta prevederile așa zisului arbitraj de la Viena. Ori Hitler avea nevoie practic de stabilitate. Generalul Antonescu era cel care venea și garanta această stabilitate pentru Germania. În 1940, cu câteva luni înainte, regimul Carol al II-lea sărbătorise cu fast 10 ani deceniul lui Carol al II-lea în România. Propaganda vorbea despre mărețele realizări ale României în cei 10 ani, despre forța României și despre forța armatei României. De asemenea, Carol făcuse numeroase declarații în care spunea că nicio brazdă de pământ nu va fi cedată. România este înconjurată de umbrâu, de oțel și de foc și tot felul de astfel de declarații. Iată că în numai câteva săptămâni România Mare se prăbușește fără ca regele să reziste, fără ca regimul său să reziste, fără ca armata să reziste. Practic asistă la această dezmembrare a țării. Cum reușește Carol să își impună totuși, cu numai 2 ani înainte, să își impună propriul său regim de dictatură personală? Și ce a însemnat acest regim? Pentru că s-a discutat mult despre perioada de după 1940 și conducerea lui Antonescu, dar totuși regimul democratic fusese înlăturat de Carol al II-lea în 1938 și instaurase și o nouă constituție care îi dădea, cum spunea Manuel, vorba de această formulare, puteri depline regelui. Da, Carol al II-lea, în opinia mea, a fost un personaj nefast pentru România. El a venit în 1930 având cumva viziunea aceasta a unui rege jucător, dacă vreți să folosim cumva expresii curente. Un rege care să se implice tot mai mult în viața țării, în viața politică, să controleze partidele și oamenii politici și cumva a fost ajutat și de conjunctura internațională în care democrațiile făceau pași înapoi, în timp ce dictaturile, regimurile totalitare dovedeau cumva că viitorul le aparține. Cel puțin așa arăta scena politică la mijlocul anilor 30. Atunci Carol al II-lea a mers spre această deținere totală a puterii, folosind mijloace care au mers până la crimă și asasinat. Și acest regim al lui Carol al II-lea a avut cumva, dacă vreți că în bunul spirit românesc și o tentă foarte ironică, Carol al II-lea a făcut o dictatură cu oameni care erau implicați masiv în masonerie sau în loji masonice. A fost o dictatură foarte originală, așa foarte dâmbovițeană și care s-a prăbușit pentru că nu avea cum să reziste. În momentul în care România a decis, de fapt, Carol al II-lea, Consiliul de Ocarană având doar rol consultativ, când Carol al II-lea a decis să cedeze Basarabia, în acel moment totul s-a prăbușit. Când cedezi fără luptă teritorii, inviți la o negociere a tuturor teritoriilor pe care le ai. Era inevitabil. Ori România pierduse în iunie 1940 toți aliații, Franța căzuse, nu aveam armată, nu aveam capabilități militare, nu aveam o industrie, așa că lucrurile erau în perspectivă foarte negre. Carol al II-lea a crezut că poate jongla la nesfârșit între Berlin, Paris și Londra, ceea ce evident nu a fost posibil, iar prăbușirea a fost inevitabilă. Iar Carol al II-lea, evident, așa cum s-a spus foarte clar, nu se bucura deloc de simpatie la Berlin. Să nu uităm în ce context a avut loc asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu la doar câteva zile după ce Hitler și Carol al II-lea se întâlniseră. Hitler îl decorase pe Carol al II-lea, fusese, nu-i așa, o întâlnire destul de protocolară, dar în care Germania a încercat cumva
să sondeze terenul pentru o apropiere, mai ales politică, pentru că economică era inevitabil față de București. Carol al II-lea se întoarce în țară și îl asasinează pe șeful Mișcării Legionare, văzut de Carol al II-lea, evident, ca un adversar politic major, un pericol. Și atunci, evident că Carol al II-lea nu s-a bucurat deloc de simpatie la Berlin, ci în momentul 1940, când Berlinul dicta politica continentală, lucrurile erau destul de clare. El, evident, a încercat să se agațe de putere, asta e foarte clar. Vă reamintesc felul în care abdică. Cuvântul abdicare nu apare în acel act. Dar spune, cedez puterea fiului meu. Adică el în continuare cumva și-a lăsat o portiță, măcar juridică, pentru o eventuală ulterioară revenire pe tron. Și de altfel și sunt multe mărturii care spun că inclusiv după 1944-45 s-a gândit la o asemenea variantă. Carol al II-lea a fost un om inteligent, dar un om nefast, pentru că el a fost cel care a cumva demarat șirul dictaturilor și al cultului personalității și al tuturor acestor metode ale unui sistem totalitarism. Carol al II-lea este creatorul lor. În apărarea lui Carol al II-lea, aș spune totuși că sistemul politic românesc de la sfârșitul anilor 30 a condus către o astfel de atitudine. Vedem cum personaje din partidele politice îi fac jocul lui Carol și îl încurajează către această atitudine de impunerea unei dictaturi personale. Aș mai spune și că domnia lui Carol, cei 10 ani de domnia lui Carol, rămân sigur în istorie, mai ales prin realizările economiei românești, dar și prin startul formidabil pe care îl are cultura română în această perioadă. În 1930, când Carol al II-lea tocmai revenise în țară, a participat la cursurile Universității Populare a lui Nicolae Iorga de la Văleni și a făcut o promisiune de care chiar s-a ținut. El a spus că vrea să fie un brâncoveanu al culturii românești, că vrea să fie un voievod al culturii românești. Pe undeva lucrul acesta i-a reușit. Dar, din păcate, atât dezvoltarea economică, cât și această explozie, această înflorire culturală, nu l-au ajutat în momentul în care, în 1940, el a fost cel care a girat cedarea teritoriilor prin faptul că decisese în februarie 1938 să-și asume întreaga conducere a vieții politice interne și externe și, evident, să submineze democrația. La împlinirea a 10 ani a primit un cadou cu totul și cu totul deosebit din partea acestor intelectuali despre care pomeneam, acești mari stâlpi ai culturii române, care scriu un omagiu și se alcătuiește un volum din manuscrise, practic de la arghezii, la toată floarea intelectualității românești de atunci, toți scriu omagii pentru Carol al II-lea. Este o rețetă pe care o va folosi Nicolae Ceaușescu mai târziu, de proslăvire, de înălțare a conducătorului. Era la fel. Tot geniu, voievodul, și țineți minte că și Ceaușescu să își trăgea legitimitate din voievozi, să era pictat cu Ștefan cel Mare, cu Mihai Viteazu și așa mai departe. Deci ceea ce vreau să spun este real, preocuparea pentru cultură, dar interesul personal se vede, pentru că a finanțat din plin elita culturală a României, iar elita culturală a României a consimțit să facă jocurile lui Carol al II-lea. Deci a fost o complicitate și aici, așa cum a fost și cu dezvoltarea economică, pentru că nu existau contracte mari în care camarila regelui să nu fie implicată. Și aici e întrebarea, dacă România era într-o dezvoltare economică, de ce a fost incapabilă să aibă și o armată competitivă care măcar să poată să ridice pretenții în momentele critice în care s-a aflat țara?
pretenții că ar putea să apere teritoriul național. De ce armata a fost atunci în momentele decisive ale cederii Basarabiei și a dealului de nord, armata a spus noi nu putem să facem nimic? Nu trebuie să ne mire lucrul acesta. Eu am în minte o paralelă între Polonia anilor 30 și România din aceeași perioadă similară. Liderii polonezi la fel au făcut mare tamtam de înzestrarea de programul de înzestrare a armatei, au făcut mari subscripții naționale, ei au dat bani. Și paralel asta o vedem și în România. Și rezultatul pe care îl cunoaștem a fost acela că Polonia a cedat dezastros în septembrie 1939. Rămâne acea poveste celebră, care se pare că este un mit, a tancurilor germane care erau întâmpinate de cavaleria poloneză. Se pare că nu era chiar așa. Da, 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 da. Dar spun că... Dar ca spirit eroic, da. Da, aceasta a fost formula folosită probabil pentru a arăta diferența dintre forța militară germană și cea poloneză. România a fost în aceeași situație, pentru că, din păcate, era o perioadă de pace și nu trebuie să uităm că politici similare de neglijare a înzestrării armatelor au avut loc și în Franța și în Anglia. În anii, la jumătatea anilor 35-36, aici nu s-au derulat politici și programe de înarmare, de înzestrare a armatei consistente, ci dimpotrivă. Toată lumea a crezut că e bine. Pe când Germania a procedat evident în altă manieră și rezultatele s-au și văzut. Neglijarea armatei, să ne aducem aminte că și în 1916, când România a intrat în primul război mondial, am fost cumva în aceeași situație. Așadar, nu era o noutate, ci aproape că putem spune că era o constantă a atitudinii clasei politice față de armată. Poate și de aceea se explică radicalizarea, între ghilimele, a unor lideri militari, a unor înalți ofițeri față de clasa politică și implicarea lor în proiectul politic. Mai devreme l-am amintit pe Alexandru Averescu și iată-l din nou, îl amintim pe Ion Antonescu, care vine să facă într-o manieră cazonă, vine să facă ordine în țară, să repare ceea ce politicienii și Carol al doilea și camarila lui stricaseră. Cu diferența că generalul Averescu a intrat în politică ieșind din armată și avea o popularitate imensă după primul război mondial, ținând cont de prestația sa de comandant, dar partidul său câștigă alegerile, deci el se integrează unui sistem politic și chiar dacă la un moment dat s-ar fi pus problema să preia puterea pentru el însuși, nu o face. Averescu nu face așa ceva, ci intră în jocul politic ca oricare alt politician, vine la putere, este demis de la putere, participă la alegeri, face toate aceste jocuri și se pare și dominat de Ionel Brătianu, dar nu depășește cadrul constituțional. La vremea lui, evident. Se pare că diferența este că Antonescu își dorea puterea pentru el, adică în momentul în care îi se adresează regelui, Antonescu își exprimă clar intenția de a conduce, de a se instala, să spunem, ca singur conducător al României, fără să mai împartă puterea cu nimeni. De altfel, așa să și întâmplă. Antonescu este nominalizat de Carol al doilea cu conducerea guvernului, iar el revine în seara acelea zile, dacă mi-aduc aminte, bine aminte, 4 septembrie, și spune vreau puteri de pline. Exact, aceasta a fost formula. Trebuie să mi se acorde puteri de pline. Deci lucrurile au fost foarte clare din perspectiva asta. Antonescu a dorit o conducere autoritară, cel puțin, dacă nu chiar o dictatură, în care el să fie figura marcantă. De altfel, știm foarte bine ce a urmat, acel condominium de putere cu mișcarea legionară, care s-a sfârșit într-un dezastru, pentru că cumva erau ambele săbii într-o teacă. Mișcarea legionară vroia puterea de una singură pentru a-și pune în aplicare
revoluția care ar fi dus la probabil asasinarea poate un sfert din populația țării, pentru că erau extrem de radicali, iar Antonescu vroia și el puterea pentru el ca să conducă lucrurile cum credea el de măsură. Deci e foarte clar că Antonescu de la început și-a dorit o putere absolută, mă rog, atât cât era posibil într-o țară sfâșiată și în Balcani, cu mijloacele la dispoziție. Dar e limpede că și-a dorit în niciun caz funcția executivă într-un stat democratic. Asta e foarte clar. El, practic, își afirmă această intenție de a fi singurul conducător. Evident că nu s-a născut această idee în mintea lui când a fost chemat de Carol al II-lea pentru a-l salva. Pentru că aici sunt două intenții diferite, cred eu. Carol al II-lea îl cheamă pe Antonescu ca să-l salveze pe el, pe rege, nu ca să-l debarce. Adică, zice, îl aduc pe general, el impune o dictatură cu mână forte și când a rezolvat problemele, scap de el și pun altă marionetă, cum ar veni, pentru că regele era obișnuit să guverneze prin astfel de marionete pe care le aducea, le demitea, le punea, îl făcea o rotație a cadrelor și toată lumea dorea, de fapt, el specula extrem de bine această slăbiciune a politicianului român de a primi o funcție. În momentul în care el promitea un minister sau o funcție în statul român, practic obținea tot ce voia. Dacă ne gândim la politicieni gen Tătărescu, nu? Care a fost marioneta regelui atâția ani, singurii fiind Maniu și cei din jurul său care nu au acceptat aceste jocuri din partea lui Carol al II-lea. Consecințele acestei preluări de putere. Cum renunță regele Carol al II-lea în acele zile? 4-5 până dimineața de 6 când semnează plecarea din țară, refuzând să spună abdic, ci trec povara asupra fiului meu. Cum are loc această confruntare între cei doi dictatori, regele dictator și viitorul dictator militar Antonescu? Aș răspunde eu aici, întâi spunându-vă de ce l-a ales Carol al II-lea pe Antonescu. Era clar că situația în țară nu era una foarte, foarte confortabilă. Întreg poporul era pur și simplu șocat de cedările teritoriale, de dispariția României mari. În stradă reprezentanți ai mișcării legionare, dar și ai partidelor, să zicem, istorice, manifestau împotriva regelui și atunci era nevoie de o altă soluție. Era clar că Iuliu Maniu nu va accepta să preia puterea fără să condiționeze de abdicarea regelui. Iuliu Maniu îi spusese chiar din ziua de 31 august regelui, îi ceruse să abdice. Atunci, sfătuit de cei din jurul său, iar Valer sau Valeriu Pop este cel care i-a vorbit de soluția Antonescu, iar cei din anturajul său i-au spus: maestate, acesta este soldat și el nu va trăda. În sensul că Antonescu va veni, va rezolva și va detensiona situația, dar îl va lăsa pe Carol al II-lea să guverneze mai departe. Antonescu va deveni marioneta regelui. Ei, iată că, în realitate, lucrurile nu au stat chiar așa. Dacă discutăm de ce s-a întâmplat în acele zile, între 1 și 6 septembrie, cred că cel mai bun document este acela al însemnărilor pe care Carol al II-lea le-a lăsat. Și din ele vedem un om supus unor mari tensiuni. Un om care nu doarme, care fumează în continuu, care este stresat și de aceea judecata sa începe să nu mai devină, începe să nu mai fie limpede. Așa face greșeala de a-l numi pe Antonescu, în ciuda faptului că Duduia, cum îi spunea Elenei Lupescu, Duduia de la început a spus că este o soluție greșită și că odată instalat la putere, Antonescu îl va sili să abdice.
Valer Pop este cel care intermediază în aceste zile între rege, între Antonescu, la un moment dat între Valer Pop și rege are loc o discuție foarte tensionată cu replici contundente în care Carol al II-lea îi spune: dar bine, de ce să abdic eu? Că ia gândește-te, regele Carol I a trecut prin aceleași momente. Pe Palatul Regal se scria de închiriat și așa mai departe. Și totuși regele a rămas în funcție și a făcut ce a făcut. Iar replica lui Valeriu Pop a fost următoarea: da, maestate, dar regele Carol I avea în spate un război și independența câștigate și modernizarea României înfăptuită, pe când maestatea voastră nu aveți așa ceva în spate. Evident că acesta, Valer Pop, i-a sugerat soluția Antonescu. În cele din urmă, pe 3 septembrie, regele l-a primit în audiență pe Antonescu, un Antonescu care fusese foarte greu de găsit. Să nu uităm că el a plecat așa, aproape putem spune că a evadat din arestul de la Bistrița, pe 27 august a plecat de acolo cu ajutorul lui Alice Turza. În fine, și a fost găzduit în casa viitorului său colaborator principal, Ică Antonescu. Regele l-a primit pe Antonescu în audiență. Între cei doi a existat, evident, un schimb de replici în care Antonescu a fost prudent. Cred că a urmat cumva politica aceasta să se vadă numit în funcție și după aceea știa el ce avea de făcut. Evident, regele a cedat și sfătuit de cei din jurul său. Pe 4 septembrie Antonescu avea să fie numit, pe 5 primea puterile de pline și pe 5 septembrie seara regele Carol al II-lea primea o somație de la Antonescu în care acesta îi cerea să abdice în favoarea fiului său Mihai. În paralel trebuie spus că Antonescu avusese o serie de consultări și cu ceilalți lideri politici. Așa, el a avut o întâlnire la Ploiești cu Iuliu Maniu, în care Maniu, când s-a discutat despre posibilitatea unui guvern de uniune sau de largă concentrare, cum se spunea pe atunci, Maniu a condiționat evident de abdicarea lui Carol acest lucru. Cât privește părerea lui Maniu, despre Antonescu, Ion Hudiță notează în jurnalul său că Maniu l-a citit între ghilimele pe Antonescu și a știut că nu este de încredere și că Antonescu nu va reinstaura democrația, ci dimpotrivă va continua aceeași linie a politicii dictatoriale în exercitarea atribuțiilor sale. Cu diferența că Antonescu promite intrarea României ca satelit alături de Germania nazistă, i-a fost obiectivul său pe care l-a și pus în aplicare imediat ce a luat puterea, se alătura axei și, bineînțeles, pune întreaga Românie alături de Germania nazistă, jucând pe această carte până la final, pentru că 23 august 1944, iată, 4 ani mai târziu, și el va fi înlăturat de la putere de regele Mihai, într-o altă turnură pe care o ia politica românească. Numai că vorbim despre acest regim Carol al II-lea din 38 și despre alunecarea României spre această direcție politică de extrema dreaptă. Carol instaurase un guvern de extremă dreaptă, Gogacuza, în 38. Atunci se iau legii care copiază într-o măsură legile germane naziste de la Nuremberg, antisemite, deci se instituie deja. Carol al II-lea este cel care începe această serie a dictaturilor cu măsuri extrem de dure, încercând și el la rândul său să intre în grațiile Germaniei, dar evident că nu,
că nu reușește acest lucru în ciuda reorientării pe care o face în politica românească. Deci aici și el încearcă oportunist să se alăture puterii care venea în creștere și avea să domine, în scurt timp avea să domine Europa. Ce se întâmplă după 6 septembrie? Care sunt măsurile? Ce regim instituie generalul și pe cine se bazează el în conducerea României? În primul rând trebuie precizat că Constituția din 38 a fost suspendată, corpurile legiuitoare au fost suspendate, Mihai a depus jurământul în fața câtorva persoane, regele Mihai, în afară de regele Mihai era generalul Antonescu, cred că mai era patriarhul. Da? Și cam atât sau încă o persoană, cred că era și doctorul, dacă mi-aduc bine aminte, cel de la 4 sau 5 persoane, n-au fost mai multe. De altfel, a fost un argument pe care Carol al doilea l-a invocat ulterior, spunând că suirea lui Mihai pe tron este în afara cadrului legislativ și că Mihai n-are de fapt nicio autoritate juridică de a fi rege. Pe Carol s-a gândit să-l mai dea jos odată pe Mihai, sigur, pe propriul așa său fiu. Așa a precizat, el cumva și-a păstrat niște portițe, așa să spunem, așa de revenire, ca să zic. Ca să revin puțin, Carol al doilea a încercat inclusiv în stilul caracteristic să-l elimine fizic pe Ion Antonescu după ce acesta a cerut puteri de pline și i-a cerut abdicarea. El a sondat terenul, a întrebat câțiva generali care este starea de spirit în armată și ce se poate face și atunci când i s-a spus foarte clar că în niciun caz nu se va putea întâmpla așa ceva, a cedat. Deci Carol al doilea a încercat inclusiv așa ceva, pentru că îi stătea, ca să spun așa, în caracter. Bun, Antonescu a avut întâlniri cu reprezentanții partidelor istorice, cu Iuliu Maniu, înainte de a fi numit. Era foarte clar însă că nu va putea face o coaliție cu partidele istorice care erau evident partide apropiate unui sistem democratic și a unei alianțe cu puterile occidentale, cu Marea Britanie, care era de fapt cea care cumva reprezenta în acel moment democrația la nivel continental. În mod firesc a venit această înțelegere cam cu degetul pătrăgaci, ca să spunem așa, cu mișcarea legionară. România a devenit, de fapt, stat național legionar, dacă mi-aduc bine aminte, 14 septembrie este momentul. Și era cumva o dualitate a puterii care, evident, a degenerat ulterior. Ea n-a durat foarte mult, până în ianuarie 1941, după care Antonescu decide să renunțe complet la un partid, la o ideologie în spatele conducerii lui și apelează la colaboratori, la militari în bună măsură. Deci am putea spune că a fost după ianuarie 1941 o formă de dictatură militară, sigur, care a coincis în bună parte și cu derularea războiului din Est. Și apropierea de mișcarea legionară a fost una evident coordonată tot de Berlin și aș vrea să spun ceva foarte important după, în opinia mea. S-a vorbit foarte mult și în timpul regimului comunist și după 89 de aceste cedări teritoriale care au salvat statul român. Sau, mă rog, ce mai rămăsese din statul român? Ce a mai rămas din statul român a fost salvat de garanțiile oferite de Germania la 30 august 1940. Acela a fost lucru care a salvat statul român. Garanțiile oferite de Germania au fost date cu scopul de a avea controlul asupra regiunii petrolifere și a unei zone strategice importante, cum era România. Asta a fost motivația Berlinului. Fără aceste garanții, România n-ar mai fi existat ca stat. Mi-e greu să cred că în un dezinteres al Berlinului ar fi lăsat Moscova sau Budapesta fără reacție. Eu am ferma convingere că România n-ar mai fi existat ca stat. Acele garanții din 30 august, de altfel, au fost și un motiv de răspuns destul de dur din partea Moscovei. Molotov a și precizat de ce ați dat, de ce ați a avut o discuție cu ambasadorul german.
în care i-a reproșat această garanție. Da. De ce ați acordat garanții României? Și Schulenburg, sigur, un diplomat cu multă experiență, i-a spus, păi, prin pactul Ribbentrop-Molotov, în afară de Basarabia, v-ați declarat dezinteresul față de România. De ce v-ar interesa că Germania a acordat garanții României, dacă nu vă interesează țara respectivă? Deci a fost un dialog destul de limpede. Deci această idee că cumva sacrificiul făcut de clasa politică a dus la păstrarea ceea ce mai rămăsese din statul român e absolut fals. Ceea ce mai rămăsese din statul român a fost garantat de Germania, pentru că Germania avea interese economice și geopolitice și geostrategice foarte clare. Asta a fost motivația pentru care a mai existat o Românie după 30 august 1940. Trebuie spus aici că atât Carol cât și cei din jurul său, mă refer la consiliile de coroană, n-au luat deloc în calcul această carte geopolitică și geoeconomică, și anume petrolul românesc. Pentru că pentru Hitler era foarte clar că trebuie să păstreze controlul asupra rezervelor de petrol ale României, fără de care nu putea începe războiul în Est. Era foarte clar. Și atunci ei n-au luat acest lucru în considerație deloc, au cedat, practic au condamnat statul român și, într-adevăr, Hitler este cel care reacționează când vede că Stalin ia și Bucovina. Stalin voia toată Bucovina. Și Hitler reacționează pentru că s-apropiau foarte mult de Ploiești și spune nu intra în acordul secret Ribbentrop-Molotov să luați și o provincie care n-a aparținut niciodată Imperiului Rusesc și acordă și statului român ulterior acordă acele garanții, tocmai pentru ca URSS să nu intre în posesia câmpurilor de petrol din zona Prahovei, care erau esențiale pentru Germania. Și iată că, așa cum spunea Manuel Stănescu, clasa politică ratează încă o dată să folosească o carte importantă în favoarea României în vara anului 1940. Iar Hitler îi spune lui Carol al II-lea foarte clar, cedează teritoriul Ungariei și eu îți garantez ce mai rămâne din stat. Da, cred că pur și simplu clasa politică românească a fost cumva paralizată de frica față de URSS. Și aici ceea ce a spus Manuel are substanță. De asta s-a cedat și în cele din urmă s-a acceptat și acest arbitraj, acest măr otrăvit al lui Hitler, pentru că ce opțiune ar fi avut în acel an 1940 românii, e greu de spus. Maniu, spre exemplu, în privința Ardealului, a cerut, după ce avusese o serie de contacte cu clasa politică britanică și nu numai, Maniu chiar dorea să se lupte pentru Ardeal. Din punct de vedere militar, așa cum arată cercetările în ziua de astăzi, e clar că România putea face față cu succesul unui conflict militar cu Ungaria și pretențiile Ungariei ar fi fost pur și simplu anulate. Numai că rămânea acea necunoscută ce ar fi făcut URSS în cazul în care România era angajată într-un război cu Ungaria. E greu de spus, sigur, am intrat în domeniul istoriei contrafactuale. Bun, dar atunci rămâne ceea ce spuneam de la început. Nu trebuie să cedezi teritorii niciodată, pentru că deschizi ușa și le vei pierde pe toate până la urmă. Făcând paralela cu Polonia, polonezii n-au cedat în fața ultimatumului pe care l-au primit să cedeze coridorul către Gdansk, Danzig. Au luptat, practic n-au renunțat la țara lor. Românii au mers pe această variantă, dar încă o dată puteau să joace mai bine, cel puțin, cartea geopolitică a petrolului. N-au jucat bine nici măcar în august 1940, când toate semnalele spuneau că Hitler nu e neapărat favorabil Ungariei. Nu era neapărat... Nici n-a dat, Hitler n-a acceptat pretenția Ungariei, a dat mult mai puțin decât... Datele spunea că, de fapt,
România este cea îndreptățită mai degrabă la un schimb de populații, pentru că majoritatea maghiară era enclavizată. În niciun caz nu era exact, de exemplu, cum era în regiunea Sudetă, unde germanii erau concentrați în zona de graniță. Aici era o enclavizare și atunci nici măcar această carte n-am jucat-o foarte bine. E limpede însă că Hitler s-a temut de un atac concertat al Ungariei și al Uniunii Sovietice împotriva României, pentru că au existat contacte diplomatice între Budapesta și Moscova, au existat sondări asupra unei eventuale, să spunem, alianțe de moment așa împotriva României, iar Moscova a dat semnare foarte clare că este dispusă. De altfel, în mod oficial, Moscova a cerut ca Ungaria să primească Transilvania, la care era îndreptățită. Adică existau aceste semnale, iar Hitler s-a temut foarte clar. El n-a vrut să, de fapt, el a refuzat arbitrajul inițial, nu și-a dorit un arbitraj. L-a acceptat de-abia în momentul în care s-a temut că Ungaria și Uniunea Sovietică vor rezolva problema, Ungaria urmând să ia Transilvania, iar Uniunea Sovietică ajungând și la câmpiile petrolifere și la Dunăre, unde avea o Bulgarie destul de prietenoasă și spre zona strâmtorilor. Deci, iată, au fost interese foarte clare, atât economice, geopolitice, geostrategice, care l-au împins pe Hitler în a arbitra această dispută între Ungaria și România și mai ales a acorda garanțiile. Fără garanții, repet, cred că România nu ar mai fi existat după 30 august 1940. Și trebuie spus foarte clar că în momentul în care România s-a arătat de acord cu această întâlnire privind diferendumul cu Ungaria, a acceptat rezultatul. Deci când s-a dus acolo a spus că da, acceptă ceea ce se va decide. Nu știa ce se va decide și cei doi reprezentanți ai României, Mihail Manoilescu și Valer Pop, când au văzut harta, unul dintre ei, Manoilescu, a leșinat. Deci n-a fost vorba despre niciun fel de discuție sau de negociere acolo. Harta n-a coincis deloc cu pretențiile maghiare. Era mai mică. Și nici cu așteptările românești, clar. Cu alte cuvinte, nici maghiarii nu sunt foarte fermi când e vorba de Ungaria mare. Acceptăm și un arbitraj unde să luăm cât putem să luăm. Pentru că pretențiile maghiare au fost mult mai mari. Deci ceea ce i s-a prezentat lui Manoilescu a fost de fapt un punct de vedere german asupra problemei și nu unul maghiar. Pentru că maghiarii ceruseră cu mult, cu mult mai mult. Deci și maghiarii au acceptat cumva că Ungaria mare e o Ungarie mare, dar mai mică. Cât putem, adică dacă se poate să primim o parte, o primim, nu e o problemă. Deci trebuie spus că și România și Ungaria au acceptat acest arbitraj. Repet, un arbitraj pe care, evident, în mod firesc, ambele părți l-au văzut ca fiind un nu foarte român. Pentru România a fost o tragedie, iar pentru Ungaria n-a fost chiar ceea ce își doreau. Eu am folosit expresia, a fost un măr otrăvit pe care Hitler l-a oferit celor două țări. Da, e adevărat, pentru că cumva Hitler apoi s-a și văzut și din campania din Est, pentru că a folosit acest diferent în interesul Germaniei. Cumva a încercat să țină, așa, după expresia lui Ribbentrop, ambele fiare pe foc, ca să le țină în tensiune, evident, în folosul Berlinului. Și, de fapt, l-a și manipulat foarte mult pe Antonescu, lăsând să se înțeleagă că dacă România este un aliat foarte fidel Germaniei, sau cel puțin așa credea Antonescu, s-a înșelat probabil foarte mult în evaluările sale, crezând că va obține Ardealul înapoi numai prin alăturarea de în campania din Est. Oferta de a guverna teritorii din Est. Hitler a încercat cumva să compenseze prin oferirea acestor teritorii pierderea Ardealului, ceea ce evident că Antonescu a înțeles, dar Hitler a încercat să ofere României administrarea unor teritorii în Est, cumva ca o compensație pentru ce se întâmplase în august 1940. Și ca să vedem unde duce istoria prin această compensare și oferirea unor teritorii, în Transnistria, teritorii ocupate de România, unde România a exercitat o politică de exterminare, de crime de război, pentru care până la urmă Antonescu
a plătit fiind judecat și executat după aceea. Deci lucrurile sunt în această logică a istoriei și vedem că fiecare are consecințe, fiecare gest politic are consecințe la rândul lui. Este o pagină din istoria extrem de dramatică a României, nu numai a României, a întregului continent, a întregii lumi, din anii celui de-al doilea război mondial. Vedem cum s-a făcut acest transfer de putere între doi dictatori, de altfel, și ceea ce s-a întâmplat după aceea. Istoria discută, pentru că sunt lucruri atât de complicate încât evident că istoricii discută și vor discuta la nesfârșit toate aceste aspecte. Și noi, de asemenea, publicăm în acest număr din Historia cu ajutorul colaboratorilor noștri, avem invitați pe doi dintre ei, acest moment din istoria României. Istoria revista o găsiți pe 15, data normală de apariție, o găsiți în chioșcuri, cumpărați-o pentru a ne lămuri, pentru că este și un domeniu în care s-a manipulat foarte mult și istoria a fost foarte mult distorsionată. Acești ani politici au fost interpretați și rescriși și repovestiți în funcție de interesele politice ale prezentului, bineînțeles, așa încât ca să avem o imagine cât mai clară și mai onestă, cred că trebuie să apelăm la sursele și la istoricii cei mai buni. Îi găsiți în revista Historia, începând din 15 septembrie, este pe piață. Mulțumesc foarte mult invitaților din această ediție a dezbaterilor Historia, Manuel Stănescu și Dorin Stănescu. Îi găsiți, îi citiți în revista noastră. Mulțumesc foarte mult, toate cele bune și să ne auzim cât mai curând. We'll be right back.